Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Binecuvântat să fie numele Domnului! Haideți să continuăm, să împărtășim împreună din Sfintele Scripturi, tot referitor la această temă abordată în ultimele săptămâni, și anume păcatul. Să ne uităm în Scripturi asupra atitudinii noastre față de păcatele celor din jur, care se săvârșesc nu neapărat împotriva noastră. Atunci când cei din jurul nostru, din familie, din biserică și din societate săvârșesc păcat sau chiar păcate. Vreau să spun din capul locului că această atitudine sau aceste atitudini care trebuie să luăm față de ei, le vom trata numai pe cele care trebuie să le luăm față de cei care păcătuiesc, nu față de cei care se pocăiesc de păcatul lor. Noi discutăm atitudinea care trebuie să o luăm față de cei care păcătuiesc și rămân în păcatul lor, deci nu renunță la păcat și păcătuiesc mai departe. Pentru că sunt două atitudini diferite, după cum și oamenii sunt două categorii diferite. Toți sunt păcătoși, dar unii sunt păcătoși iertați și alții sunt păcătoși care vor rămâne în păcatele lor. Scrie Evanghelia după Ioan în capitolul 3, diferențiind aceste două categorii, Ioan 3:16 mai întâi, acel verset de aur unde se încadrează cei care cer și beneficiază de iertarea Domnului, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dar pe aceeași pagină, versetul 36 spune, cine crede în Fiul lui Dumnezeu are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul lui Dumnezeu nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Deci peste cel care nu crede și ca atare nu vine cu faptele la lumină și nu renunță la starea de păcat. Vreau de asemenea să ne fie clar din capul locului că aceste atitudini care le vom citi din Biblie nu sunt o recomandare. Adică, dacă vrem, le aplicăm în dreptul unor persoane și dacă nu, sunt facultative și în dreptul altora le suspendăm. Dacă eu sunt un stil de om, le aplic, iar dacă altul are un alt comportament în general, își permite să nu le aplice. Vreau să citim din Biblie ce spune Pavel în 1 Corinteni, capitolul 5, unde în Corint, într-o biserică nou-testamentală, era un păcat care persista. Cineva comitea adulter. Și spune versetul 2, și voi v-ați fălit și nu v-ați mâhnit mai degrabă, pentru că acel ce a săvârșit fapta aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru. Și versetul 12, în adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară, nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru? Deci aceste lucruri le vom discuta ca o datorie, ca un lucru care ne revine în mod sacru chiar nouă ca și credincioși, ca și reprezentanți a unui Dumnezeu sfânt pe pământ, a unui Dumnezeu care urăște păcatul și îl urăște în primul rând pentru că îl poate scoate afară. Că una este să urăști un rău, dar să nu-l poți elimina, și alta este să-l urăști și să poți să îl elimini. Să privim mai întâi la atitudini care trebuie luate față de păcatele din interiorul perimetrului celor credincioși, din interiorul familiei și a bisericii. Mai întâi la familie. Nu este un lucru ușor, sincer să fim. Când este vorba să iei atitudine față de păcatul din familie, trebuie să te decizi. Ori susții cauza lui Dumnezeu, ori a celor dragi. Este vorba de ceva ce e aproape de inima ta. Cineva spunea că cei dragi din familie sunt al doilea eu. Primul eu sunt eu și omul dă tot ce are. Adică mama cea mai gingașă când a fost în vreme de criză, și-a mâncat primul eu după ea, copilul. Însă cei dragi formează pentru noi un al doilea eu, la care ținem mult. Însă, biblic vorbind, el trebuie să fie în față și eu în spate. Că el e sus și eu e jos. Și am notat acei două atitudini. Una greșită de fiecare dată și una bună. Putem să avem o atitudine de asociere sau de respingere față de păcatele celor din familie. Și citim în Biblie, la fiecare dintre aceste două variante, una negativă, una pozitivă, vom citi și din Vechiul Testament și din Noul Testament, să înțelegem că Scriptura, de fapt, nu se contrazice, deschideți la Deuteronom 13, de la versetul 6. Dacă fratele tău, fiul mamei tale, sau fiul tău, sau fiica ta, sau nevasta ta care se odihnește la sânul tău, deci diferiți oameni din familie, sau prietenul tău pe care îl iubești ca pe tine însuți, te ațâță în taină,
zicând, haidem să slujim altor dumnezei. Dumnezei pe care tu nu-i cunoști, nici părinții tăi nu i-au cunoscut. Dintre dumnezeii poporilor care vă înconjoară. Deci, o influență din afară, din lume. Versetul 8. Să nu te învoiești și să nu-l asculți. Adică, atunci când îți spune, să nu fii de acord cu el, să te unești și nici să nu-l asculți, să fii de acord să spună-ți asta, să te înveți. Și ne completăm cu Noul Testament, Evanghelia după Luca, capitolul 14, versetul 26. Dacă vine cineva la mine, spunea Domnul Iisus, și nu urăște, și ia pe câțiva din familie, tată, mamă, nevastă, copii, frați, surori, nu poate fi ucenicul meu. Domnul ne spune în taină, Duhul Domnului ne îndeamnă așa șoptind, fin. Acesta este adevărul. Și cineva lângă tine îți șoptește, auzi, hai să facem altfel, tot în taină. De aia vă spuneam, cât privește familia, avem de a face diferența între Dumnezeu și cei dragi. Și în Vechiul și în Noul spunea, să nu te asociezi cu el, ci dimpotrivă să-l respingi, să-i spui, nu este bine aceasta. Și există o a doua atitudine, s-ar putea să vrem noi așa să o scăldăm printre. Să spui, eu nici nu mă asociez, dar eu nici nu-l resping. Și asta se numește toleranță. Și cele două atitudini ar fi aceasta, toleranță sau combatere sau condamnare. Să-l tolerezi sau să-l condamni. Și Biblia, să vedem ce ne învață. Tot mai întâi Deuteronom 13, de la versetul 8, partea a doua. Să n-arunci spre el o privire de milă, să nu-l cruți și să nu-l ascunzi. Pe cel pe care îl iubești ca pe tine însuți. Rețineți, Biblia spune că Dumnezeu n-a cruțat nici măcar pe Fiul Său când a fost vorba de păcat. Și noi vorbim de cadru familial, relația tată-fiu. Repet, să nu-ți fie milă, să nu-l cruți și să nu-l ascunzi, ci să-l omori. Întâi mâna ta să se ridice asupra lui ca să-l omoare și apoi mâna întregului popor. Să-i ucizi cu pietre și să moară pentru că au căutat să te abată de la Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să se facă așa, pentru ca tot Israelul să audă și să se teamă. Tot în Deuteronom 21, de la versetul 18. Dacă un om are un fiu neascultător și îndărădnic, care n-ascultă nici de glasul tatălui său, nici de glasul mamei sale și nu-i ascultă nici chiar după ce l-au pedepsit, tatăl și mama să-l ia, să-l ducă la bătrânii cetății și la poarta locului în care locuiește, să spună bătrânilor cetății lui, iată fiul nostru este neascultător și îndărădnic, n-ascultă de glasul nostru și este lacom și bețiv, și toți oamenii din cetatea lui să-l ucidă cu pietre și să moară. Citim și din Noul Testament, 1 Corinteni, capitolul 5. Din toate părțile se spune că între voi este curvie și încă una în cadrul familiei, că unul din voi trăiește cu nevasta tatălui său. Și ei, în loc să fie condamnat mai întâi la nivel de familie, unde se petrecea acel lucru, mai degrabă s-au fălit. Din ce motive? Dumnezeu și ei știu. Și mai adăugăm ce spunea Domnul Iisus în Matei, capitolul 10, de la versetul 34. Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabia. Căci am venit să despar pe fiul de tatăl său, pe fiică de mama sa, pe noră de soacra sa. Și omul va avea de vrăjmaș chiar pe cei din casa lui. Și acum se pune problema, iubești pe Dumnezeu sau îți iubești familia? Și vă amintesc ce spune Biblia în Ioan 7 despre Domnul Iisus și frații săi? El le spune următoarele cuvinte, pe mine lumea mă urăște pentru că iau atitudine. Și nici frații lui nu îl agreau. Iată ce lucru greu ne cere Biblia. Însă, dacă noi urâm păcatul, dacă urâm pe Satan, care este promotorul păcatului, dacă îl iubim în schimb pe Dumnezeu, atunci noi trebuie să luăm atitudine față de cei din familia noastră, neasociindu-ne cu ei, respingându-i, și dacă nu răspund acestei prime atitudini, atunci nu trebuie să manifestăm toleranță, ci să îi condamnăm. În Vechiul Testament era uciderea, iar în Noul Testament sunt măsuri disciplinare. Apoi să ne uităm la câteva exemple. În Iosua 7, Acan
a ascuns ceva sub dușumeaua cortului. Gândiți-vă, familia nu știa, Biblia spune că a fost ucis cu pietre, cu tot ce avea el. Aici am putea include și familia. Dar luăm un alt exemplu, 1 Samuel 2. Este vorba de Eli și fiii săi. 2:22. El era foarte bătrân și a aflat cum se portau fiii săi cu tot Israelul. A aflat ce făceau ei și le-a zis, versetul 23, ce faceți voi? Pentru ce faceți astfel de lucru? Căci află de la tot poporul despre faptele voastre rele, nu copii, ci au spunându-se despre voi, nu este bine. Voi faceți poporul Domnului să păcătuiască. Eli s-a încadrat la prima atitudine, nu s-a asociat cu ei și le-a spus. Însă, citim în capitolul 3 din 1 Samuel, versetul 13, și i-am spus că vreau să pedepsesc casa lui pentru totdeauna din pricina fără de lege de care are cunoștință și prin care fiii lui s-au făcut vrednici de lepădat fără ca el să-i fi oprit. Nu i-a ucis Eli cu pietre, dar nici măcar nu i-a scos din slujbă. Și pentru aceasta, pentru că n-a luat atitudine față de păcatul din casa sa și a primit el o sânda și când el a crezut că își va cruța casa, de fapt a murit toată casa, a rămas unul care și el a fost pedepsit mai târziu datorită cruțării de care el a dat dovadă. Un alt exemplu este împăratul David. Avem și lucruri triste în Biblie despre David. 1 Împărați, capitolul 1, versetul 5 și 6, Adonia, fiul Hagitei, s-a sumețit până acolo încât a zis, eu voi fi împărat. Și și-a pregătit cară și călăreți și 50 de oameni care legau înaintea lui. Și acum rețineți versetul 6, tatăl său nu-l mustrase niciodată în viața lui. Nu și-a mustrat niciodată copilul. Sunt copii, într-adevăr, care nu trebuie mustrați și nu trebuie zbătuți toată viața. Însă Adonia nu se încadra la așa ceva. E adevărat, era frumos la chip, avea ordine în naștere, însă David nu l-a mustrat niciodată pentru un lucru care era demustrat potrivit legii Vechiului Testament. De altfel, David a dat dovadă de o toleranță mărită și în cazul lui Absalom, până când Ioab a luat o atitudine mai serioasă. Este foarte greu, însă este necesar. A murit Adonia? Dar dacă o mustrare de-a lui David ar fi scăpat și ar fi cruțat viața. Spune apoi Solomon, mustră-l, pedepsește-l, că îi vei scăpa sufletul. Să luăm acum exemple pozitive, când au tratat corect problemele din familie. Geneza 37 este vorba despre Iosif, versetul 2. El spunea tatălui său vorbele cele rele ale fraților săi. Aceasta n-a fost ceva rău? Când afli păcat în familia ta, nu este greșit să îl discuți cu părinții care sunt primii să ia atitudine. E adevărat, nu citim aici să mi se dați foară în țară, să spui la vecini, să fie tratat corect, dar Iosif i-a respins. Iosif n-a tolerat și n-a tăcut. Eu cred că dacă Iosif se asocia cu ei și nu spunea, cu vremea era prins în vârtejul lor, însă el s-a disociat de ei. Un alt exemplu, Leviții, Exod 32, aici este vorba despre mai mulți oameni care atunci când au fost trimiși în casele lor să ia atitudine față de păcat, s-au dovedit credincioșia față de Dumnezeu. 32, cu versetul 26. S-a așezat la ușa taberei Moise și a zis, cine este pentru Domnul să vină la mine? Și toți copiii lui Levi s-au strâns la el. El a zis, așa vorbește Domnul Dumnezeu lui Israel, fiecare din voi să se încingă cu sabia, merge și străbate stabăra de la o poartă la alta și fiecare să omoare pe fratele, pe prietenul și pe ruda sa. Copiii lui Levi au făcut după porunca lui Moise și aproape 3.000 de oameni au pierit în ziua aceea din popor. Moise a zis, predați-vă azi slujba Domnului chiar cu jertfa fiului și fratelui vostru pentru ca binecuvântarea lui să vină astăzi peste voi. Poate pare neînțeles. Cum? Dacă eu iau atitudine față de păcat și îl condamn, prin asta mă binecuvântă Dumnezeu? Da. Pentru că asta este o dovadă că tu pui pe Dumnezeu în față și eul acesta al doilea al familiei îl condamn. Că de fapt îl lași pe Satan în familie și îl expulzezi pe Dumnezeu indirect, lăsând păcatul în familie. Și al treilea și ultim exemplu în domeniul familiei, 1 Împărați 15, este vorba de împăratul Asa. El, ca și împărat, a dat un exemplu bun
Și vedeți, la cei de sus, întotdeauna oamenii se uită și așteaptă. 1 Împărați 15 cu versetul 13. Și chiar pe mama sa, Maaca, n-a mai lăsat-o să fie împărăteasă, pentru că făcuse un idol Astartei. Asa i-a sfărâmat idolul și l-a ars în pârâul Chedron. Să trecem acum la păcatele din biserică. Însă să nu uităm, ordinea este familie și apoi biserică. Când este vorba de biserică, ne aflăm între alte două situații. La ce ținem? La Biblie sau la interese umane? Dacă ții la Biblie, că în biserică trebuie să funcționăm după Scriptură, atunci faci după Biblie. Dacă ții cont de anumite interese, atunci așa mai driblezi printre versete, ca să-ți meargă. Însă să nu uităm. Biblia spune, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, în Vechiul Testament Deuteronom 4 cu 1 și 2, în Noul Testament Apocalips 22 cu 15 și 16, nu cumva să adaugi ceva la cuvânt sau să scoți. Oamenii n-adaugă sau să scoată așa mai mult din punct de vedere teoretic sau că nu țin minte. Noi suntem tentați să adăugăm, să scoatem cât este vorba, să tratăm ceva care ne doare pe noi, ceva care ne leagă. Atunci e omul înclinat să modifice puțin legea. Când trece legea în dreptul lui, știe omul cum să o curbeze puțin, să încapă și el dacă e cu burtă mai mare. Aici, față de păcatele din biserică, putem să manifestăm ori indiferență, ori o cercetare amănunțită. Sunt unii care spun așa, ce mă interesează pe mine de păcatele altuia? Hai să vedem ce spune Biblia. Deuteronom 13 cu 12 la 14. Dacă vi-au zis spunându-se despre una din cetățile pe care ți le-a dat ca locuință Domnul Dumnezeul tău, deci rețineți, nu să te interesezi tu să spicui și să spionezi, că nu lucrezi la SRI-ul bisericii. Dacă vei auzi, este o diferență. În familie spunea versetul dacă vei vedea, că în familie vezi ce se întâmplă, în biserică auzi. Dacă vei auzi, niște oameni răi au ieșit din mijlocul tău și au omăjit pe locuitorii din cetatea lor zicând, hai să slujim altor dumnezei. Dacă auzi, să faci cercetări, să cauți și să întrebi cu deamănuntul. Aici mai fac o precizare. Ai auzit, nu faci dumneata cercetări, că și dacă în societate se întâmplă ceva, nu dumneata faci cercetări, ci sesizezi organul penal îndrept în fapt, poliție sau cine este. Fiecare face cercetări în măsura statutului său. De exemplu, dacă copilul meu a aflat ceva despre o familie din biserică, nu o să meargă el în familie și să studieze și de seară să vină cu raportul, tată, uite, ți-am slujit puțin, că poate tu n-ajungi. El spune la părinte dacă a face ceva așa, păi el, dacă este cazul, părintele analizează el sau dacă nu conducerea bisericii. Să faci cercetări, să cauți și să întrebi cu deamănuntul. Nu erau îndemnați evrei să fie indiferenți, ai auzit ceva? Uite, nu, nu. Dacă ai auzit și suntem în război, de exemplu, și ai auzit pe undeva o împușcătură, mă facă n-aud. Nu ești interesat, unde e inamicul? Deci, în plan militar știm să ne organizăm, nu? Sau dacă ai un vas mare cu apă și undeva vezi că picură ceva apă, spui, doar e mare vas, are de unde curge. Pe acolo câte un strop se duce toată. Trebuie cercetări amănunțite, să vezi ce se întâmplă. Apoi 17 cu 4. De îndată ce vei lua cunoștință și vei afla lucrul acesta, să faci cercetări amănunțite. Din nou, este această indicație a cercetării amănunțite. Și acum ne ducem în Noul Testament, 2 Corinteni 11 cu 29, partea a doua versetului, cine cade în păcat și eu să nu ard. Noi studiem asta cu durere, ardem, ce s-a întâmplat? Undeva este ceva, trebuie studiat și nu popularizat până n-ai aflat. De-aia Biblia ne îndeamnă, nu zvonuri neadevărate, ai auzit ceva? Și ai băgat puțin cu pompa, dai drumul la balon, altul prinde și îl bagă în alt balon mai mare până umplem orașul. Să arzi, să te doară pentru așa ceva. Și tot din Noul Testament, iarăși 1 Corinteni 5, de la versetul 2, ci și voi v-ați sfălit și nu v-ați mâhnit mai degrabă. Deci cu mâhnire facem cercetarea aceasta. Pentru că cel ce a săvârșit faptul acesta să fost dat afară din mijlocul vostru, cât despre mine, spune Pavel, de la distanță fiind, n-am fost acolo cu trupul, dar fiind de față cu Duhul, am și judecat, ca și când aș fi fost de față pe cel ce a făcut o astfel de faptă. În numele Domnului Iisus, voi și Duhul meu fiind adunați la oaltă, prin puterea Domnului nostru Iisus, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei pentru micirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. Când s-a aflat ceva, trebuie să se spună. Mie îmi pare rău că câte unul zice, da frate, eu câte mai știu,
Păi e rău că știi și n-ai puterea să spui. E rău că știi că frații tăi sunt bolnavi, că sunt injectați și tași din gură. Se crede uneori, datorită stărilor noastre firești, că spunem pe alții numai atunci când ne râcăie și când ne enervează, atunci îi spunem ce au făcut. Nu de nerv să spui ce au făcut alții. Să cercetezi cu durere și cu mâhnire ce au făcut, să poată fi analizat ca să poată fi îndepărtat păcatul, dacă ei doresc aceasta. Deci nu indiferență, ci cercetarea amănunțită în măsura statutului fiecăruia. Și ce altă atitudine? Una bună, una rea? Ți este teamă sau trebuie să le fie lor teamă de tine? A păcătuit cineva din biserică. Ți-e teamă să studiezi problema? Dacă ți-e teamă, înseamnă că ești și tu, vorba românului, cu musca pe căciulă. Orică n-ai duh pentru asta. Trebuie celor care păcătuiesc să le fie teamă de ceilalți. Nu la cei care n-au păcătuit să le fie teamă să-i studieze pe ceilalți. E o teamă diferită. Să le fie lor teamă, în apostol cum era? Fiecare era plin de frică. Aș citit dumneavoastră în Faptele Apostolilor să spună, i-a fost frică la Petru să facă vreo anchetă. Nu cumva. Le-a fost frică la ceilalți. Să citim ce spune Biblia, Deuteronom 13, de la versetul 1. Dacă se va ridica din mijlocul tău un proroc, un visător, e vorba chiar de lucrători aici, versetul 3, să n-asculți cuvintele celui proroc sau visător de vise, căci Domnul vă pune la încercare, versetul 4, voi să mergeți după Domnul Dumnezeul vostru, de El să vă temeți, poruncile Lui să le păziți, de glasul Lui să ascultați, Lui să slujiți și de El să vă alipiți. Prorocul sau visitorul acela de vise să fie pedepsit cu moartea, căci a vorbit de răzvrătire împotriva Domnului Dumnezeului vostru. Și apoi, 17:5, tot Deuteronom, atunci să duci la porțile cetății tale pe bărbatul sau femeia care va fi vinovat, versetul 6, cel vinovat de moarte să fie omorât pe mărturia a 2 sau 3 martori, deci lucruri serioase, nu puierile și povești, întâi mâna martorul să se ridice asupra lui ca să-l omoare și apoi mâna întregului popor. Deci în Vechiul Testament, dacă era să se lucreze după lege, când vedeai un lucru, trebuia să știi că poți fi chemat la judecată și să iei piatra în mână. Și noi când ne gândim ce a spus și Domnul când e vorba de dat cu piatră, dar nu merge aici, eu nu dau cu piatră după voi și voi nu dați după mine. Și dă Domnul la gata pe toți. Dacă cineva se pocăiește, nu mai e nevoie de pietre. Apoi 18:22, când ceea ce va spune prorocul acela în numele Domnului nu va avea loc și nu se va întâmpla. Nu va fi un cuvânt pe care l-a spus Domnul. Prorocul acela l-a spus din îndrăzneală, să n-ai teamă de el. Să dai cu pietre trebuie să n-ai teamă. Să nu fie teamă de aceste cazuri, ci să le fie lor teamă de tine. Pentru că, rețineți, eu citesc acum doar două versete, sunt mai multe, 7:13. Pentru ca tot poporul să audă și să se teamă și să nu se mai îngânfe. Apoi, 21:21. Și toți oamenii din cetate să-l ucidă cu pietre și să moară, astfel să cureți răul din mijlocul tău, pentru ca tot poporul să audă și să se teamă. Rețineți? Să nu te temi tu, ci să se teamă ei. Și citim în Noul Testament, 2 Corinteni 10, unii credeau că Pavel e tare în epistole și când e de față este foarte blând. Într-adevăr, Pavel era o doică pentru copii. Însă, dacă pentru miei trebuie lapte, pentru lupi trebuie botă. Versetul 2. Vă rog, dar să nu mă faceți ca atunci când voi fi de față, să alerg cu hotărâre la îndrăzneala aceea pe care am de gând să o întrebuințez împotriva onora care își închipuiesc că noi suntem mânați de firea pământească. Versetul 6. Îndată ce se va săvârși ascultarea aceasta din partea voastră, suntem gata să pedepsim orice neascultare. Și întoarceți încă 2 foi, 13:2. Cum am spus, când am fost de față a doua oară, tot așa și azi, când nu sunt de față, spunearăși mai dinainte celor ce au păcătuit mai înainte și tuturor celorlalți, că dacă mă voi întoarce la voi, n-am să vă crus deloc. Și spune el, tot aici într-unul dintre versete, vreți să vin la voi cu nuiaua? Deci Pavel nu s-a temut, ei credeau că Pavel este fricos și când e de față îi pierde curajul. Când Domnul a pus pe Gedeon să scoate idolatria din casa tatălui său, în judecător 6:28. Când s-au sculat oamenii din cetate dizi de dimineață, iată că altarul lui Baal era dărâmat, parul închinat idolului deasupra era tăiat și al doilea taur i-a dus ca ardere de tot pe altarul care fusese zidit. Ei au zis unul altuia, cine a făcut lucrul acesta? Și au întrebat, s-au făcut cercetări. Vedeți ce suciți erau?
Eu am citit din Deuteronom să faci cercetări cine o băgat pe Bal. Ei au făcut cercetări cine l-a scos. Li s-a spus, Gedeon, fiul lui Ioas, a făcut lucrul acesta. Oameni din cetate au zis lui Ioas, scoate pe fiul tău ca să moară. Vedeți? Când trebuia omorât cel ce l-a băgat pe Bal, ei au studiat cu deamănuntul cine l-a scos și ăsta să fie omorât. Exact la 180 de grade erau. Citim tot ca exemplu negativ în Judecător 20, oamenii din Gibea, versetul 11. Bărbații lui Israel s-au stâns împotriva cetății pentru că săvârșiseră lucruri urâte. Semințiile au spus, versetul 12, ce înseamnă nelegiuirea aceasta? Scoateți acum afară pe oamenii aceia stricați din Gibea ca să-i omorâm și să curățim răul din mijlocul lui Israel. Dar beniamiții n-au vrut să asculte glasul fraților lor, copiilor lui Israel. Beniamiții au ieșit din cetățile lor și s-au stâns la Gibea ca să lupte împotriva copiilor lui Israel. Nu putea seminția lui Beniamin să scoată pe sodomiții ăștia afară să-i ucidă ceilalți? Nu, nu i-a dat afară și au murit o seminție întreagă că nu i-a dat pe ăștia afară. A rămas doar câteva sute de băieți. Un alt exemplu? De acum din Noul Testament, Apocalips capitolul 2, biserica din Tiatira, 2 cu 19, știu faptele tale, dragostea ta, credința, slujba, răbdarea și faptele tale de pe urmă că sunt mai multe decât cele din tâi, dar iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care zice prorociță să învețe să amăgească pe robii mei, să dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Se întâmplă și în biserică ca în Israel. Știu eu, din indiferență sau din teamă, nu se ia atitudine. Când de fapt ar trebui cercetat cu deamănuntul, ca să nu tăiem ce nu trebuie tăiat, și curaj în fața păcatului. Vom trece acum la atitudine față de păcatele celor de afară. Lumea trebuie tratată diferit. Și aici am notat două atitudini. Putem să avem o atitudine de prietenie, care este condamnată de Biblie, și Biblia ne îndeamnă la o atitudine de separare față de lume. Chiar din Vechiul Testament, citesc Iosua 23:7, știți, în Vechiul Testament, separarea Israel față de neamuri, acum biserica față de lume. 23:7, să nu vă amestecați cu neamurile acestea, care au rămas printre voi, știți? La un moment dat făceau fel și fel de contracte economice și aducea Solomon de la Faraon din Egipt, aducea cai și cară, dar până la urmă într-un car au adus și o nevăstuță și niște idolași. Pe cât se poate, i-a îndemnat să fie separați de neamuri. O politică protecționistă, economică, am spune. Chiar și militar, îndemna Domnul să apeleze la el, nu la sprijinul Siriei și altor armate. În Noul Testament, citim ce spune Iacov în 4:4, suflete, și un cuvânt greu, prea curvare, nu știi că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Și adăugăm din 2 Corinteni 6, cu versetul 14. Și până atunci menționăm că Biblia, în Noul Testament, când ne recomandă o separare de lume și nu o prietenie, nu ne învață să ieșim din lume, nici să ne călugărim, nici să nu lucrăm ca și colegi cu cei de afară. Nu asta ne învață, altfel cum am mai fi sare pentru ei și lumină? Dar ne învață să rămână relațiile noastre cu ei la niște relații strict de activitate, strict de servici, strict de pace întrucât atârnă de noi, însă nu o prietenie de vorbe, nu o prietenie de distracție, nu o prietenie de aer liber, nu o prietenie la care n-ar putea fi prezent prietenul nostru numărul 1, Dumnezeu. De la versetul 14, nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Căci ce legătură poate să fie între neprihănire și fără de lege? De exemplu, ar putea să meargă niște tineri de-ai noștri, știu eu unde, cu unii de afară, la o ieșire. Ce să facă? Când unii servesc băutura, nu știu ce să facă. Să spună că au probleme cu stomacul. Când unii ascultă o muzică așa, nu știu ce să facă, să-și pună deștele în urechi. Deci o prietenie cu lumea nu poate fi, pentru că ne pătează, ne întinează. Mai degrabă trebuie să fie separare, rămânând strict la activități necesare vieții. Cea de-a doua atitudine trebuie să fie o atitudine de luare de poziție, nu de tăcere. Noi putem să tăcem față de tot ce se întâmplă în lumea asta, dar este oare asta voia Domnului? E adevărat, nu putem să spunem în lume ce predicăm de la amvon.
Dar întrucât putem, trebuie să luăm poziție față de răul din lumea aceasta. Hai să citim ce spune Biblia. Daniel 4:27. Era Daniel la curtea împăratului. Și Daniel și-a făcut studiile cu minte, le-a dat pace, el a slujit împreună cu cei patru, dar când a avut ocazia, îi spune împăratului numărul unu din lume în vremea aceea: de aceea, împărate, placă sfatul meu, pune capăt păcatelor tale și trăiește neprihănire, sau cum ne spune noi acum, pocăiește-te. Rupe-o cu nelegiurile tale, ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. A fost un moment în care Daniel a trebuit să depună o mărturie împotriva păcatelor lui Nebucadnețar. Apoi citim în Cartea Faptele Apostolului, capitolul 24, că apostolul Pavel, de la versetul 26, a venit Felix, un oficial roman cu nevasta Drusila, versetul 25, pe când îi vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare, auziți ce îi vorbea la împărat. Noi, poate mai degrabă, i-am luat prima dată doar așa, cu zăhărelul. Pavel a început cu supă și le-a pus piper în ea deja. Și despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis: de asta dată du-te, când voi avea prilej, te voi chema. El trăgea nădejde să primească ceva bani. Întoarceți o foaie, 26:23. Putea să spună Pavel aici: măi, am început cu ăștia, le-am spus ce trebuie să le spun, dar de altă dată o las altfel. Și acum vine Agripa și nici pe ăsta nu le iartă. 26:23. Îi propovăduiește pe Hristos și pe când vorbea, 24, Festus a zis cu glas tare: Pavel, ești un nebun, învățătura ta cea multă te face să dai nebunie. Când afirmi adevărul și neprihănirea cei de afară, te cred nebun. Când tu le spui că trăiești curat în familie, că tu ai copii, că tu nu furi, păi spune-mi, asta e nebunie. Nu sunt nebun, prealesule Festus, a răspuns Pavel, din potrivă rostesc cuvinte adevărate și chipzuite. Împăratul știe aceste lucruri și de aceea vorbesc cu îndrăzneală, că sunt încredințat că nu este nimic necunoscut din ele, fiindcă nu sunt petrecut într-un colț. Crezi tu un proroc, împărate Agripa? Știu că crezi. Și Agripa zilui Pavel: curând mai vrei tu să mă îndupe să mă fac creștin? Fie curând, fie târziu, a răspuns Pavel, să dea Dumnezeu ca nu numai tu, ci toți cei ce mă ascultă azi, să fiți așa cum sunt eu, afară de lanțurile acestea. El, potrivit cu mesajul care a fost prin Anania, când a fost chemat, a trebuit să ducă o mărturie împotriva împăraților. Însă, eu sunt chemat pentru colegii mei, dumneata pentru colegii dumneatale, pentru vecinii dumneatale. Nu în fiecare dimineață când vine să-l aștept la poartă să spui: măi, nepocăitule, ai venit și tu la servici? Să spui la vecini: măi, tot nepocăit ai rămas, iar în juri. Nu în sensul acesta. Dar când se deschide o ușă de cuvânt, cum spune Pavel, nu trebuie să taci, ci să spui adevărul și să condamn păcatul. Și când ușa se închide, tu taci iarăși. Se spune despre un misionar din secolul trecut, George Whitefield, undeva a dormit la hotel și într-o cameră alăturată niște oameni făceau glume, murdare și jucau cărți și așa mai departe. Și el le spune colegilor săi de cameră: mă duc dincolo să le spun că ceea ce fac ei nu este bine. Și îi spun: și ce crezi că îi potolești tu pe ei? A încercat să doarmă și nu putea. Și apoi, într-un târziu, s-a dus și le-a spus. Se întoarce înapoi și ăștia râdeau mai departe. Și îl treabă: nu ți-a spus că nu-i potolești? Da, dar eu mi-am făcut datoria. Și spunând asta, a dormit liniștit. Nu tăcere față de lumea aceasta. De ce nu tăcere? A spus Domnul în Matei 10:18. Înțelepți ca șerfi, dar fără vină ca porumbei. Din pricina mea veți fi duși înainte dregătorilor și înainte împăraților. Dar de ce vom fi duși? Așa, ca să ne înnoielească puțin, nu? Nu! Ca să slujiți de mărturie înaintea lor, asta face Pavel și alții suspuși, iar noi ceilalți înaintea neamurilor, mărturisând adevărul. Domnul să ne dea cuvinte și chiar s-a angajat prin Duhul Sfânt să ne sprijinească în asemenea momente. Și mă adaug doar un verset pentru întărirea acestei poziții față de păcatul din lume, Efeseni 5:10-11, cercetați ce este plăcut înaintea Domnului. Și nu luați deloc parte, deci nu pretenie, la lucrări neroditoare ale întunericului. Mai întreabă câte unii: pot să participe la un banchet, pot să participe la o sărbare? Ai spune deloc, că e o lucrare a întunericului. Ci mai degrabă, osândiți-le. Deci nu iei parte, ci osândești. Acum, exemplele de aici. Neemia 6:12, asta pentru Vechiul Testament. Când Neemia reconstruia Ierusalimul, zidurile, unii erau prieteni cu cei de afară. Și spune aici: și am cunoscut că nu Dumnezeu îl trimitea, ci a prorocit așa pentru că mine, fiindcă s-a îmbalat și tobe dăduse argint, un proroc, prorocea pe bani pentru cei de afară, să încurce lucrarea. Apoi, versetul 17. În vremea aceea era unul din fruntașii din ei care trimiteau deseori scrisori lui Tobia și primea și el scrisori de la ei, căci mulți din Iuda erau legați cu el prin jurământ pentru că era jinerele lui Șecania. Căsătoriile astea cu cei de afară
fac prietenii care nu sunt bune și afectează lucrarea. Și din Noul Testament îl amintim doar pe Dima. Din dragoste pentru lume a plecat de la Pavel. Pentru că n-a stat distant de lume, s-a scăpat în lume. Iar exemple pozitive, e vorba de Mardoheu, Estera capitolul 2. Mardoheu n-a stat nepăsător când a aflat că doi fameni vor să răpună capul împăratului. El era în slujbă acolo la poartă, mă gândesc, și el și-a făcut doar datoria de servici. Estera 2:22. Mardoheu a avut cunoștință de lucrul acesta și a dat de știre împărătesei Estera, care l-a spus împăratului din partea lui Mardoheu. Faptul fiind cercetat și găsit în tocmai de cercetări amănunțite, cei doi famini au fost spânzurați de un lemn. Acest fapt i-a adus binecuvântarea lui Mardoheu mai târziu. I-a adus, a condamnat păcatul încât a fost atribuțiune sare de servici din societate. Și un caz din Noul Testament, fără să mai citim, îl știți cu toții, Ioan Botezătorul. Nu putea Ioan să tacă? Vedeți, când este vorba despre unul mai nepocăit, spunem, a greșit, după ce se bagă el acolo? Dar de Ioan ne frică să vorbim, că e cel mai mare dintre pământeni și a fost Duhul Dumnezeu peste el încă din pântecele mamei lui. De ce nu l-a lăsat în pace pe Irod? I-a spus, faci un păcat, trăiești cu nevasta fratelui tău. Matei capitolul 14, versetele 4 și 5. L-a condamnat. Și de aici i s-a tras moartea, am spune noi. Dar el și-a făcut datoria. Și în fața lui Irod a spus care este adevărul, rămânând legea lui Dumnezeu în picioare. În concluzie, principiile divine referitor la poziția noastră față de păcatul din biserică și apoi din lume. În primul rând, stoparea răului. Nu poți să rămâi indiferent față de rău. Nu este corect. Deuteronom 7:10. Domnul, auziți cum este el. Răsplătește îndată pe cei ce-l urăsc și îi pierde și nu dă nicio păsuire celui ce-l urăște, ci-l răsplătește îndată. Asta este atitudinea lui Dumnezeu. Și acum pentru noi citim din Noul Testament, că dacă aș citi doar din Vechiul, poate n-ați crede suficient, 1 Corinteni 5:11. Ci v-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu un astfel de om, atitudine față de el. Nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru? Dați afară, dar din mijlocul vostru pe răul acela. Versetul 3 din capitolul 6. Nu știți că noi vom judeca pe îngeri? Cu cât mai mult lucruri le veți acesteia. Răul trebuiește stopat și în schimb binele trebuiește promovat. Uitați ce scrie apostolul Ioan în a treia sa epistolă de la versetul 5 lui Gaiu. Dacă Diotref făcea rău și Ioan spune când vin, iau atitudine, discut cu el, pentru că asta era prima fază. Preiubitule, tu lucrezi cu credincioșie în tot ce faci pentru frați și pentru străini totodată. Ei au mărturisit despre tine și știm doar în esență, versetul 8, este datoria noastră, dar să privim bine pe astfel de oameni ca să lucrăm împreună cu adevărul. Versetul 11, preiubitule, nu urma rău, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu, cine face rău n-a văzut pe Dumnezeu. Îl îndeamnă spre bine. Și acum deschideți la Ezechiel 13 și aici le avem prinse amândouă împreună, stoparea răului și promovarea binelui. Ezechiel 13, de la versetul 19. Auziți ce făcea poporul, slujbași și preoții la vremea aia? Voi mă necinstiți înaintea poporului meu, alege între Dumnezeu și oameni. Pentru câțiva pumni de or și câteva bucăți de pâine, ucezând niște sufletele care n-ar trebui să moară, și făcând să trăiască niște suflete care n-ar trebui să trăiască. Inversau lucrurile. Înșelând astfel poporul meu care ascultă minciunile voastre. Versetul 22. Pentru că întristați prin minciuni inima celui neprihănit. Când eu însumi nu l-am întristat și pentru că întăriți mâinile celui rău. Ca să-l împiedice să se lase de calea lui ce are, făgăduindu-i viața. De aceea voi scoate poporul din mâinile voastre. Lăsau pe cei vinovați și osândeau și amărau pe cei nevinovați. Că nu trebuie mai mare necaz în biserică decât să vadă unul care se silește să fie sfânt, să-și ducă viața, că pe el îl lasă așa în voia soartei și a Domnului, și altul care îl vezi că face rău, dar știu eu, bacă ți-i prieten, bacă rudenie, bacă știu eu, pe ăla că îl promovezi. I-ai terminat pe amândoi. Pe cel neprihănit l-ai terminat că nu l-ai promovat. Adică nu în sensul de a-l promova, de a-l înălța, ci în sensul de a te ocupa de el, de a-l îngriji. Imaginați-vă că cineva are doi pomi în grădină, unul verde și unul care este uscat. Și să aducă gunoi la cel care este uscat și de acum să-l îngrijească, să pună tot inscripții pe el, poate să pună coaja de acum se duce. Și la unul care e verde, să-l lase deloc neîngrijit. Păi, în agricultorii nu facem așa ceva, e aberant. Însă poate fi făcut cu oamenii.
Din anumite motive, că nici ei nu făceau asta din nepricepere, pentru niște pumni de or și de obăz și pentru ceva. Motivat greșit. Iar atitudinea față de lume, doar ce spune Domnul Iisus în Matei capitolul 5, dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va mai căpăta iarăși puterea de a săra? Dacă nu rămâi separat de lume și bași sarea toată în apă, se distruge. Noi trebuie să rămânem separați pentru a rămâne sare, pentru a conserva adevărul. În lume adevăr nu mai este, dar el trebuie conservat la noi. Și ca să fie conservat trebuie delimitare între ce e sfânt și ce nu e sfânt. Iar partea a doua, ce spuneam că nu-i voie să taci, ci să spui adevărul prin fapte și prin cuvinte, voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Nimeni nu pune lumina sub obroc. Când este cazul să luminezi, atunci nu ținea lumina ascunsă. Dumnezeu te-a pus în lume să luminezi. Domnul să ne ajute. Și în încheiere, pentru că eu așa cred că lecția aceasta nu e ușoară, nici teoretic, dar când e vorba să o aplici. Să vezi că nevasta ta păcătuiește într-una și într-o zi să ne trezim cu dumneata la comitet, spui, fraților, postez de 2 săptămâni. Mă rog și nu mai știu ce să fac. Vă rog, ajutați-mă că nevasta mea păcătuiește și păcatul ăsta mă afectează și pe mine. Să-ți vine ceva, spune, auzi, copilul meu, uite ce faci. Să vine ceva, spune, în biserică, fraților, uite, am aflat ce a făcut cu tare din biserică. Și este un rău în care persiste, eu n-am curaj să discut cu el, este peste puterile mele. Luați o atitudine, faceți ceva, cu milă, dar trebuie făcut. Nu indiferență, ci atitudine pozitivă. Deschideți la Psalmul 45. Vedeți, noi uneori dăm exemplu și spunem, Domnul Iisus a fost cu milă, El nu i-a condamnat ca în Vechiul Testament, El a iertat, corect. Dar pe cât i-a iertat și le-a spus, de acum v-am iertat, liber, eu am venit cu iertarea, faceți ce vreți, hai. A spus, v-am iertat, dar de acum, de păcătuit vi se întâmplă mai rău. Psalmul 45, unde vorbește despre Domnul Iisus. 45 cu versetul 4. Fii biruitor, suie-te în carul tău de luptă. Apără adevărul, blândețea și neprihănirea, dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate. Săgețile tale sunt ascutite, sub tine vor cădea popoare și săgețile tale vor străpunge inima vrăjmașilor împăratului. Scaunul tău de domnie Dumnezeu este veșnic, toiagul de domnie al împărăției tale este un toiag de dreptate. Tu iubești neprihănirea, deci promovezi binele și urăști răutatea, stopând-o. De aceea, pentru că ai această atitudine de promovarea binelui și stoparea răului, de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un delem de bucurie mai pe sus decât tovarășii tăi de slujbă. De aceea. Asta face Domnul Iisus. Și acum deschideți în cartea Proverbilor 17 cu 15. Cel ce iartă pe vinovat și osândește pe nevinovat, sunt amândoi o scârbă înaintea Domnului. Uitați-vă la aceea de-a doua parte a versetului. Osândește pe cel nevinovat. Când cineva osândește pe un nevinovat, îi de condamnat, nu? Păi îl osândești și nu-i de vină. Dar prima parte cum sună? Cine iartă pe vinovat? Amândoi sunt o scârbă. Vom înțelege noi asta? Nouă ni se pare că vrem să fim buni. Și să-l iertăm și pe vinovat. Și atunci îl punem pe aceeași taler cu nevinovatul. Dar asta este o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu nu așa procedează. Nu tratează binele la fel ca răul. Asta ar însemna să credem ideea satanică, cum că binele și răul sunt din veșnicie în univers și trebuie să meargă împreună, că dacă nu, nu se mai învârte lumea într-o parte. Total greșit. Însă, deschideți la Mica capitolul 3. De ce cred eu că nu avem puterea să facem așa? Mica 3 cu versetul 1. Ascultați că căpetenele lui Iacov și mai marele case lui Israel, nu-i datoria voastră să cunoașteți dreptatea, deci ce-i drept? Și totuși, voi urâți binele și iubiți rău. De ce oare e asta? Pe invers. Nu atitudine față de rău și urârea binelui. Spune, după ce au mâncat carne, vorba de foloase și interese materiale. Și acum versetul 8. Dar eu, când vom putea să spunem noi ce spune Mica aici? Dar eu sunt plin de putere, plin de Duhul Domnului. Sunt plin de cunoștința dreptății și de vlagă. Acea dreptate și acea vlagă, nu să te temi de ei și ei să se teamă de tine, ca să fac cunoscut lui Iacov nelejuirea lui și lui Israel păcatul lui. De ce cred eu că nu avem putere să facem asta? Nu-i Duhul în noi. Noi ne rugăm pentru o plinătate a Duhului. Nu uitați, Duhul când vine,
se ocupă mai întâi și rezolvă problema păcatului. Când va veni Duhul, descoperă lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecat. Imediat face separarea între păcat și neprihănire, face judecată. Asta se întâmplă mai întâi în noi când vine Duhul și aceeași atitudine o ai față de familie și față de biserică. Și ca să nu spună nimeni că asta e în Vechiul Testament, vă întreb pe dumneavoastră în Noul Testament, când au fost apostole plini de Duh, de ce un Petru plin de Duh a luat o asemenea măsură drastică față de Anania și Safira? Auziți ce le spune la mai mari și la popor? Voi v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit și ați cerut să vi se tăruiască în ucigaș. Ați omorât pe Domnul vieții. Le spunea în față, ați omorât pe Hristos. Și când au spus să tăceți, spus, dar noi nu putem să tăcem. Pentru că erau plini de Duh. Când n-ai curaj, este lipsă de Duh în noi. Doamne, umple-ne de Duh să ne golești mai întâi pe noi de păcat, că ar fi total greșit să spui că ai Duh, să te lești de păcatele la toți, numai tu să fii așa, într-o casă metalică, cheia pentru păcatul tău să nu o ai. Numai să nu le încurcăm, noi le-am luat la rând. A fost o temă mărturisirea păcatelor. Asta este atitudinea față de păcatele mele. A fost o temă atitudinea față de cel ce păcătuiește împotriva mea. Și asta e atitudinea față de păcat când există în jurul nostru. Și încheiem, ne uitând că există o diferență între biserică și lume. Aici suntem datori să acționăm și în familie, în măsura în care cei din familie sunt credincioși, iar față de cei de afară, acolo doar spunem adevărul și nu ne asociem cu răul. Să ne dea Domnul harul să ne putem păstra curați. Și când luăm o atitudine față de păcat, să ne dea Domnul bucuria să fi rezolvat păcatul cu aceasta. Să nu rămână doar o mărturie, ci să fie spre mântuire. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.